Aș vrea în minutele care urmează să împărtășim câteva gânduri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă adânc de mai mult timp. Le-am frământat mult în această perioadă confuză și de frământare, pentru că mi-am dat seama că tare bine seamănă vremurile pe care le trăim cu vremurile pe care le-a trăit Ilie. Atât de puține glasuri care să proclame sfințenia lui Dumnezeu peste națiuni au mai rămas, cum puține glasuri care să proclame sfințenia lui Dumnezeu au fost în vremea lui Ilie. Au mai fost niște sfinți și în vremea lui Ilie. Pe unii a ascuns Obadia, alții erau în altă parte. Domnul a spus lui Ilie atunci când Ilie, descurajat la gura peștelor, a zis: Doamne, ia în viață, oricum a rămas singur. Domnul a zis: Ilie nu e singur. Dar ar fi continuat Ilie, poate, și ar fi zis: nu singur, dar ceilalți tac. Sunt sfinți, dar tac. Trăim vremuri asemănătoare în care sfinții tac, în care prea puține voci se mai aud și parcă prea tare se aude vocea răului. Prea multe decizii nebunești, anticristice se iau și este un tăvăluc pe care nu știu, omenește, nimeni nu-l mai poate opri. Dar nu uitați că Dumnezeu este pe tron și tot El stăpânește. El n-a scăpat lucrurile de sub control, ci totul este în planul lui Dumnezeu. Așa se duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Nu suntem speriați, nu ne place ce vedem, dar nu suntem speriați. Nu ne convine ce vedem, dar nu suntem dărâmați, pentru că știm că Dumnezeu este cu noi, lăudat să fie Domnul. Dumnezeu stăpânește peste națiuni și peste planul Său dincolo de națiuni. Doar așa se împlinește planul lui Dumnezeu. De aceea nu fiți disperați când vedeți ce se întâmplă. Nu fiți disperați când vedeți nedreptatea. Nu fiți disperați când vedeți nebunia care se proclamă de la cele mai înalte autorități. Nu fiți disperați când vedeți atâta nebunie și demonism care iese, dacă vreți, din guvernele lumii acestea. Tot am vorbit ce este lumea, asta e lumea, vedeți? Tot principiul acesta anticristic care vine să dărâme tot ceea ce este sfânt în lumea aceasta. Asta e lumea. Dragii mei, nu fiți speriați când le vedeți pe toate acestea. De ce? Pentru că Hristos este împăratul, lăudat să fie Domnul. Ne uităm și, într-adevăr, credem că și vedem o lume secătuită de putere, secătuită de tot ceea ce este sfânt și bun. Se dau legi, nici nu ne-am imaginat în urmă cu câțiva ani că pot să fie legiferate lucruri care astăzi devin normale. Este dincolo de capacitatea noastră de pricepere, parcă am paralizat în fața ceea ce se întâmplă, dar cuvântul Domnului în seara aceasta ne spune: chiar dacă este secetă, vine ploaia. Chiar dacă este secetă, vine ploaia, lăudat să fie Domnul. Ne uităm în jur și îmi spunem: oare se va mai trezi cândva creștinismul? De la duminică la duminică, de la lună la lună, de la trimestru la trimestru, vedem parcă cum bisericile se usucă, slăbesc, scad, parcă sunt într-o defensivă, sunt speriate. Este o vreme de secetă și ăsta e adevărul. Și cu toate acestea, este o vreme de har și Dumnezeu va aduce din nou ploaie. Dar întâi a venit cernerea. Este o vreme de cernere și cuvântul Domnului spune că după ce vine seceta, abia apoi vine ploaia. Dragă biserică, așteptați ploaia? Dragă biserică, nu vă este dor de ploaia, de picuri de ploaie a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt peste noi? O, Doamne, revarsă ploaie peste noi! Revarsă ploaie peste casele noastre, revarsă ploaie peste biserici. Ridică-ți, Doamne, din nou biserica, astfel încât glasul Tău să se audă peste pământ. Spuneam că sunt atât de asemănătoare vremurile în care trăim noi cu vremea în care trăia Ilie. Păi gândiți-vă cât de coruptă era conducerea politică a Israelului. Ahab se căsătorește cu o străină care își aduce Baali și Astartele și împreună cu acestea și aduce vreo 850 de proroci și preoți pentru
toate ritualurile pe care le face, îndoctrinează și corupe o națiune întreagă cu acești Dumnezei păgâni. Și vine vremea în care Dumnezeu nu se lasă de rușine. Și ca de nicăieri, în capitolul 17, Dumnezeu scoate un om. Ne uităm și de multe ori ne întrebăm, Doamne, de unde vei scoate un om care să rostogolească din nou lucrurile, să reașeze, să proclame din nou cu tărie vocea ta, de unde vei mai scoate un om? Ca de nicăieri, spune Ilie Tișbitul, unul din locuitorii Galadului, de nicăieri scoate Dumnezeu. Este Dumnezeu în crize de oameni, niciodată n-a fost și nu va fi, pentru că Dumnezeu împuternicește pe cine vrea. Lăudați să fie Domnul pentru aceasta. Dumnezeu are resurse. Numai că țara aceasta, Israelul, care l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod atât de minunat și extraordinar, ajunge să îmbrățișeze această idolatrie murdară a Baalilor și Astartelor, impusă de cine alta decât Izabela, împărăteasa, soția lui Ahab. Și în acea vreme de secetă spirituală în care se pare că Dumnezeu pierduse terenul în Israel, îl cheamă Dumnezeu pe Ilie și doar atâta spune: va fi secetă. Va fi secetă. Și s-a făcut secetă. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și puternic și a urmat confruntarea. Pentru că Dumnezeu, când l-a chemat pe Ilie și a zis să fie secetă, de fapt a început confruntarea, astfel încât poporul să vadă cine este adevăratul Dumnezeu. Poate va îngădui Dumnezeu și peste țara aceasta și peste multe alte țări. Au început să miște lucrurile. Încep să se uite oamenii la fenomene pe care nu le-au mai întâlnit încă. Și nu știu cum să le facă față. Începe Dumnezeu să confrunte pe toți idolii falși pe care i-au îmbrățișat lumea de astăzi. Și stă în față Dumnezeului Israel și Baalii. Se urcă Ilie pe muntele Carmel, îi aduce pe toți preoții Baalilor și Astartelor și zice, acum este confruntarea. Și se roagă Ilie, după ce aceștia strigă la Dumnezeii lor și nu vine, nu răspunde, nu aprinde Dumnezeul lor jertfa. Se roagă Ilie și Dumnezeu trimite foc din cer. Și s-a demonstrat astfel cine este adevăratul Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu este greu să-și demonstreze puterea, dar nu o face când dau chef oamenii, o face când El știe că trebuie. Baalii erau așa numiții Dumnezei ai fertilității și ai ploii. Vă rog să rețineți. Baalii, Dumnezeii pe care Izabela i-a adus, erau Dumnezeii fertilității și ai ploii. Și acum imaginați-vă că Ilie distruge acești Dumnezei, îi omoară pe toți prorocii și preoții lor și acum națiunea care a început să se încreadă în Baali rămâne fără speranță. Păi de unde va mai veni acum ploaia? Păi Baalii nu mai sunt, prorocii lor nu mai sunt. De unde vine ploaia? Când cei în care ne-am pus nădejdea nu mai există. Dragii mei, un prim lucru pe care aș vrea să-l punem în inimă în seara aceasta este acesta. Atâta timp cât noi credem că soluția poate să vină din oricare alt loc decât de la Dumnezeu, ploaia va întârzia. Până când ultimul bal care credem că va rezolva problema va mai exista, Dumnezeu nu va interveni. Când treci prin acea vale a secetei, când treci printr-un timp de secetă și uscăciune, de încercare, de boală, de lipsuri, de cădere, de depresie, până când mai ai pârghii care crezi că vor putea să te ajute, Dumnezeu nu va interveni. Pentru că Dumnezeu nu concurează cu niciun Dumnezeu străin. El nu concurează cu niciun alt Dumnezeu, pentru că El este singurul Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Desigur, seceta aceasta se poate manifesta în multe feluri. Pentru cei care sunteți din zona
Cluj, Oradea, Huedin, mai bine zis, nu știu dacă sunt de aici, pe aici, din zona Huedin. Am pe cineva care... Este cineva care a vizitat vreodată lacul Beliș? De lângă Huedin? Ia uite că am pe cineva aici. Ce se întâmplă? După cum știți, lacul Beliș este un lac artificial făcut pe locul unui fost sat. Au mutat comuniștii satul pe deal și tot ce a fost în vale a fost golit și apoi inundat. Nimeni nu știe ce este sub apa acelui lac dacă nu știe ce a fost înainte să fie lac. Numai că se întâmplă un lucru. Atunci când este secetă mare și atunci când nivelul apei scade suficient, de sub apă răsare turnul unei biserici. Este biserica din satul care a fost pe locul unde acum este lacul Beliș. Ce m-a dus cu gândul la această imagine? Uneori, poate că Dumnezeu îngăduie secetă peste viața noastră, pentru că sunt lucruri pe care altfel noi nu le vedem și nu știm că există în noi. Și îngăduie Dumnezeu seceta peste noi ca să ne dăm seama că sunt lucruri ascunse care trebuie date la iveală, sunt lucruri care trebuie poate scoase din viața noastră, lucruri care nici nu le băgăm în seamă, nu le vedem. Ne-am obișnuit cu ele, sunt acoperite de viață, sunt acoperite de apă. Și Dumnezeu poate aduce seceta uneori în viața noastră ca să vedem ce lucruri mai sunt ascunse undeva în inima, în mintea noastră și care trebuie scoase. Este un mod prin care Dumnezeu ne conștientizează despre lucruri pe care trebuie să le corectăm și îngăduie o secetă peste viața noastră să scadă acea normalitate cu care ne-am obișnuit. Un alt tip de secetă care s-ar putea să fie peste viața noastră și oricum, mai devreme sau mai târziu, am experimentat acest fel de secetă pe care îl menționez acum, este secetă în viața noastră și uscăciune când începe să ne scadă dragul de biserică. Este secetă în viața noastră când începe să ne scadă pofta de slujire. Este secetă în viața noastră când începem să ținem cu pumnii mai strânși ceea ce Dumnezeu ne dă. Este secetă în viața noastră când mergem tot mai greu la rugăciune. Este secetă în viața noastră când deschidem Scriptura tot mai rar. Este secetă în viața noastră când căutăm tot mai rar pe alții. Este secetă în viața noastră când nu ne pasă de cei care pierd lângă noi și sunt nemântuiți. Este secetă în viața noastră când nu mai avem dragostea din tâi pentru Dumnezeu. Este secetă în viața noastră când nu mai avem deschidere și ardere pentru slujirea Domnului și a Sfinților. Este secetă în viața noastră când ne-a pierit bucuria de a sta cu Hristos. Este secetă și Dumnezeu vrea să aducă vremuri de înviorare peste noi. În Psalmul 63, cu versetul 1, David spune: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine. Îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Problema nu se pune dacă vom trece pe aici, ci când vom trece pe aici. Și când vom trece prin asemenea momente de pământ uscat, fără apă, cu secetă, pentru că poate Dumnezeu are ceva ce să confrunte noi. Nu este un Baal și o Astarte, așa cum era pe vremuri. Dar sunt mulți alți idoli contemporani. Sunt mulți alți idoli moderni. Și mult mai perfizi ca și cei pe care îi vezi.
Îmi permit să spun câțiva dintre ei posibili și să nu vă supărați pe mine. Unul dintre cei mai frecvenți idoli contemporani este tehnologia, materialismul, mândria, orgoliu, bunăstarea, prestigiul, competiția, invidia. Dragii mei, ăștia-s bali printre noi, ăstea-s astartee printre noi și Dumnezeu are de confruntat și ca să poată să confrunte, îngăduie seceta. Dar cuvântul Domnului în seara aceasta pentru mine, în primul rând, și poate pentru biserica aceasta, este o promisiune că Dumnezeu vrea să pună capăt la secetă și să aducă din nou ploaie, să curgă râurile lui Dumnezeu prin biserică, să se reverse harul Duhului Sfânt peste copiii lui Dumnezeu în biserică, să inunde Dumnezeu biserica, să curgă valuri și să acopere de binecuvântare și viață și prosperitate spirituală bisericile noastre. Doamne, revarsă apa Ta peste noi. Numai că seceta aceasta a durat cam mult în Israel. Spune cuvântul Domnului că au trecut vreo 3 ani și jumătate. După 3 ani și jumătate de secetă, nici nu mai știi cum arată ploaia. Nici nu mai știi cum este să curgă de sus. Și se obișnuiesc bisericile în secetă și ne obișnuim noi credincioși fără apă. Începem să credem că așa e normal. Ne ajustăm bisericile la să arate bine și în vremuri de secetă. Să-mi fie cu iertare, le umplem de programe și de ritualuri uscate și fără valoare, care n-aduc niciun pic de viață, pentru că ceea ce aduce viață este Duhul lui Dumnezeu. Și ne ajustăm bisericile și formele și programele să supraviețuim cumva în vremuri de secetă. Voia lui Dumnezeu e alta. Voia lui Dumnezeu este să umple biserica de ploaia Lui și să aducă viață. Dar pentru aceasta sunt câteva lucruri, sunt 4 lucruri pe care o să le menționez foarte pe scurt acum, pe care în vremuri de secetă, cum sunt poate pentru mulți cele de acum, de care trebuie să ținem cont. În primul rând, nu lăsa lungimea secetei să șteargă promisiunea ploii. Nu lăsa lungimea secetei să șteargă promisiunea ploii. Absența ploii înseamnă moarte. Poate ne-am prea adaptat la secetă, ne-am obișnuit cu seceta. Ei bine și așa, vorba noastră a românilor, nu? Doamne, fer de mai rău. Dragii mei, oricât de lungă este așteptarea, promisiunile Domnului nu mor. Iată ce spune în Ioel, în capitolul 3, versetul 23, și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, că El va da ploaie la vreme și vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Ariile se vor umplea de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de unde lemn. Este promisiunea lui Dumnezeu. Nu contează dacă a fost secetă, nu contează cât de lungă a fost seceta, promisiunile lui Dumnezeu rămân în picioare. Și pentru biserica lui și pentru copiii lui este că Dumnezeu toarnă ploaie, târzie și timpurie. Cred în aceasta!
Dragă biserică, crezi că Dumnezeu are ploaie pentru biserica Lui? Amin, amin. Credeți că Dumnezeu are o ploaie proaspătă, nouă, pentru biserica de aici? Amin. O, Doamne, împlinește-ți promisiunile Tale. Deci, oricât de lung ar fi fost seceta, nu lăsa ca lungimea secetei să șteargă promisiunea ploii, pentru că promisiunile lui Dumnezeu nu mor. Al doilea lucru la care trebuie să fim atenți, nu lăsa ca focul divin să împiedice venirea ploii. Cum adică focul poate să fie o piedică pentru ploaie? Păi n-a fost bun focul pe care Domnul l-a trimis pe Carmel și a mistuit Baalii? A mistuit jertfa? A uscat și a secătuit șanțurile pline de apă? N-a fost bun acel foc? A fost bun, dar nu-i suficient focul. Dragii mei, uneori ne mulțumim cu experiențe de moment. Coboară Dumnezeu foc în biserică, se aprinde biserica și minunat, e extraordinar! Ce bine când poți să simți prezența lui Dumnezeu în biserică, în rugăciune, în cântare, în predică, în părtășie, în stăruință! Ce bine când Dumnezeu lucrează în forma aceasta și trimite foc care sfințește și curățește, lăudat să fie Domnul! E bun focul, dar nu-i suficient. Focul sfințește, dar pentru trezire e nevoie de ploaie. E nevoie și de foc. Focul curățește, focul separă, scoate, arde ce trebuie ars. Dar nu poți să iei ceva și să rămână gol. Viața vine dacă plouă. Ploaia aduce viață. O trezire adevărată nu este un entuziasm de moment. Îi bun entuziasmul, sunt bune experiențele vii cu Domnul, dar nu suficiente. Pentru că după duminică vine luni și marți și miercuri și joi și nu-s la biserică cu frații să coboare foc. Dar eu trebuie să fiu viață în locul în care sunt, în fiecare zi din săptămână. Am nevoie de umplerea Duhului și luni, și marți, și miercuri. Am nevoie de ploaia de la Dumnezeu în fiecare zi să duc viață în jurul meu. De aceea, nu-i suficient focul. Să nu ne mulțumim cu experiențele, ci să ne mulțumim cu transformarea pe care Duhul Sfânt o face, care aduce roadă. Ploaia aduce roadă, focul arde, dar ploaia aduce roadă. Nu lăsa ca focul divin să împiedice ploaia. Nu vă mulțumiți numai cu experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Viața de creștin nu este o sumă sporadică de experiențe cu Domnul. Mai avem așa un sezon, iarna, când sunt stăruințele, nu? Apoi mai intervine Domnul spre vară cândva, mai sunt taberele când Domnul mișcă lucrurile, mai este un sezon poate de tot. Nu, Dumnezeu nu lucrează așa sporadic. El nu, viața mea, relația mea, părtășirea mea cu Dumnezeu nu este o sumă din când în când de întâlniri cu Domnul, ci este o umblare cu Domnul. Ori asta înseamnă că am nevoie de viață pe care să o dau mai departe. Vedeți, focul s-a terminat pe Carmel. Au fost uciși 850 de proroci falși a lui Baal, în vale. Dar am spune noi, programul de biserică de pe Carmel s-a încheiat, au declarat ei așa, strânși cu menghina, că da, Dumnezeul lui Israel este adevăratul Dumnezeu și nici n-a apucat să-și ia Biblia de pe bancă Ilie, că nu mai era nimeni pe lângă el. Tot singur a rămas.
De ce? Era tot secetă. A fost foc. Le-a plăcut oamenilor spectacolul religios. Le-a plăcut experiența. A fost entuziasmant să vadă un foc din cer coborându-se. Extraordinar! Dar nu e suficient. De aceea, dragii mei, este minunat să avem experiențe vii cu Dumnezeu. Foc din cer să se coboare. Dar să nu credem că e suficient. Mai avem nevoie de ploaie. Ploaia care să moaie bulgării uscați a inimilor noastre. Focul impresionează. Imediat s-ar toți. E foc, cu mâinile pe sus toți. Dar ploaia transformă în moaie, cultivă, rodește. Nu impresionantă ca focul, dar fără ea nu este viață. Pentru că ploaia trebuie să fie și luni, și marți, și miercuri, și când nu suntem la biserică, pe Crown River sau în altă parte. Al treilea lucru, deci nu lăsa lungimea secetei să șteargă promisiunea ploii, nu lăsa ca focul divin să împiedice venirea ploii. Al treilea lucru, nu lăsa pe cei superficiali să-ți împiedice așteptările după ploaie. Vor fi în jurul tău oameni superficiali care vor să aibă o viață superficială, spirituală. Oameni care te trag în jos și nu te împing înspre Dumnezeu. Anturajul este fundamental. Transmiteți lucrul acesta și tinerilor care acum sunt încă pe drum. Poate că unii se uită pe telefon la program, nu? Este determinant anturajul. Pentru că stând înconjurat de oameni superficiali, voi lua forma lor. Sunt oameni superficiali în biserică, pentru care relația cu Domnul este un fel de religie, așa. Un sentiment ăsta de mângâiat pe creștet și de ațipit conștiința. Mersul la biserică e pentru că ne-am obișnuit duminica să facem ceva. În niciun caz să mă duc pentru Hristos. Dragii mei, dacă venim pentru orice altceva decât pentru Hristos, venim pentru prea puțin. Pentru prea puțin. Îi bine să vezi pe frați, mă bucur să vă văd, pe mulți dintre voi, pe toți, dar în special pe câțiva pe care știu mai bine. E bine să venim și pentru asta. Dar, dragii mei, nimic nu poate să suplinească dorința aceasta fierbinte de a veni la casa Domnului, să întâlnim pe Domnul și Stăpânul nostru, pe Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele. Pentru ce a venit în seara aceasta? Care a fost gândul tău? Că e duminică după masă. Bine, sunt obiceiuri bune și bine să le păstrăm, dar trebuie să fie ceva dincolo de acest obicei. Trebuie să fie acea sete că îl întâlnesc pe Domnul. Era cuvântul la timpul de rugăciune, îl caut pe Domnul. Mi-a plăcut tare mult acest gând. De ce îl căutăm pe Domnul? Am venit să-l caut pe Domnul! Căutați-l câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape, spune cuvântul Domnului prin proroc. Deci, nu-i lăsa pe cei superficiali să-ți ia dorința după ploaie. Las că-i bine și așa. Las că-i bine și fără. Uită-te toate bisericile, la bisericile astea americane. Ce vor atât? Nu caut atâta. Las că-i bine și așa. E bine și așa. Nu-i bine, dragii mei. E bine numai cum vrea Domnul. Modelul nostru este Hristos. Amin, amin. Și ce a spus El despre biserică, nu ce ne spun alții. În versetul 41 și 42,
Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea. Asta era preocuparea lui Ahab. Suie-te de mănâncă și bea. Dragii mei, trăim vremuri și sunt vremurile de pe urmă în care de asta sunt preocupați oamenii, de lucruri superficiale. Să aibă pânte cu plin și puțină distracție. Aceasta s-a furișat, din păcate, și în bisericile noastre. Mă doare când aud expresii de genul, cum a fost la biserică, n-am avut fan azi. Biserici de fan, ne simțim bine, îmi zice. Azi nu m-am simțit așa bine la biserică. Iartă-mă că o să spun, dar nu-i despre tine. Nu-i despre tine, biserica. Biserica e despre Cel care este capul și este Iisus Hristos. Noi venim să cântăm să-i placem Lui, nu unii altora. Noi venim să ne rugăm să-i placem Lui, nu unii altora. Să deschidem Scriptura și să vorbim din cuvântul Domnului cum îi place Lui, nu cum ne place nouă unii altora. Dragii mei, sunt destui oameni superficiali. Nu-i lăsa cei care iau ușor pocăința să te treagă ei pe tine acolo și să spui bine și fără ploaie, e bine și fără Duh Sfânt, e bine și fără rugăciune, e bine și fără cuvânt, e bine și fără părtășie, e bine și numai online. Nu-i bine, dragii mei, nu-i bine. E bine să fim plini de Duh, e bine să fim plini de cuvânt, plini de părtășie, să curgă rugăciunea în biserică, așa-i bine! Așa-i bine! Nu-i lăsa pe cei superficiali să te convingă despre o pocăință superficială. O pocăință fără schimbare, o pocăință care nu plătește un preț. Spunea cineva și mi-a plăcut atât de mult, niciodată, trezirea nu este niciodată on sale. Nu este trezire clearance. Pentru trezire se plătește un preț. Ahab, superficialul, s-a dus să mănânce și se bea și Ilie s-a dus să se roage că era secetă. Și în ultimul rând, nu lăsa ca întârzierea răspunsului lui Dumnezeu să zdrobească credința. Și se pune Ilie cu capul între genunchi, o poziție care vorbește despre modul în care avea reverență și respect pentru Dumnezeul lui și strigă. Și îl trimite pe slujitorul lui. Se vede ce? Nu se vede. Păi ca să vină seceta, m-am rugat odată. Și Ilie a zis, să nu plouă, atât a zis. N-a zis de 7 ori? Și acum zice să vină ploaia. Și nu vine. Nu e așa cât de simplu e să zici și să vină moartea. Adică seceta. Și câtă muncă este când trebuie să aduci viață. Și îl trimite a doua oară și a treia oară. Doamne, de 3 ori m-am rugat. Dacă vrei să trimiți ploaie, trimiți ploaie. Oricum e confruntarea ta. Confruntarea ta cu Baalii. Oamenii, toți oamenii aceștia, cred că Baalii le aduce ploaie. Doamne, e treaba ta să le arăți că tu aduci ploaie. Că Baalii acum sunt arși. Ilie nu se oprește. Și a 5-a oară, și a 6-a oară. Puteți să vă imaginați scenariul că după a 6-a rugăciune, Ilie să zică, Doamne, am încheiat timpul de rugăciune. Trebuie să vă mărturisesc una dintre cele mai dureroase experiențe ca păstor. Eram în primul sau al doilea an de pastorație, numai cu 20 și ceva de ani. Păstoream în Oradea și
A fost o vreme de trezire. Fiecare seară după program, după ce se termina programul nostru cu rugăciune, cu închinare, cu cuvânt, au fost un an și ceva în care în fiecare duminică seara urma cel puțin 2-3 ore de rugăciune. Nu pleca nimeni acasă. 2-3 ore de rugăciune, care știți, care sunteți de prin Oradea, poate vă aduceți aminte de vremea aceea de trezire. Atunci, în câțiva ani, s-a dublat într-adevăr biserica, pentru că a mântuit Domnul atâția oameni. Numai că făceam chemarea la rugăciune pentru necazuri, pentru nevoi, și de fiecare dată ieșea o doamnă, așa, mai în vârstă, și a ieșit o săptămână, și a ieșit două săptămâni, și a ieșit o lună, și a ieșit trei luni, și a ieșit cinci luni. Deja știam, când fac chemare, prima care sare este această femeie de pe banca, nu știu câta din mijloc. Am fost ispitit într-o seară să mă duc la ea și să-i spun: soră, cred că e cazul de acum să te încrezi în Domnul, că știe El mai bine cum să lucreze. Mi-a fost atât de rușine de gândul acesta după ce am stat de vorbă cu ea. Și am întrebat-o: soră, sunt câteva luni în care a ieșit de fiecare dată la rugăciune. De ce ieși? Știam că se roagă pentru fiica ei. De ce mai ieși? S-a uitat la mine în ochi și a zis: dar dacă mâine Domnul schimbă? Dar dacă mâine Domnul ar schimba-o și eu nu ies astăzi? Am înțeles durerea adâncă acestei femei. Mi-a fost rușine de mine. Și am zis: sora, de câte ori ieși, vreau special să vin și să mă rog împreună cu matale. Nu lăsa ca întârzierea răspunsului să zdrobească credința. Ploaia aduce consecvență, insistență. Este o vreme parcă mai uscată peste biserici. Este o oboseală în biserici și am văzut-o asta peste tot. Dragii mei, promisiunea lui Dumnezeu, și luați-o ca pe un cuvânt profetic pentru biserica aceasta, se aude vuie de ploaie. Biserica de pe Grand River, se aude vuie de ploaie și Dumnezeu va lăsa ploaie peste copiii săi și peste biserica sa. Și când ploaia lui Dumnezeu se va revărsa, va fi o trezire în națiune, va fi o trezire în familie, va fi o trezire în fiecare dintre noi. Doamne, dă ploaie, Doamne! Lasă ploaie prezenței tale peste noi. Suntem obosiți, suntem încurcați, nu știm ce va aduce ziua de mâine, nu știm câte valuri vor mai veni. Un singur lucru mai poate ține biserica în picioare: să lase Domnul ploaie proaspătă peste noi. Doamne, lasă ploaie! Chiar dacă nu eram program să fac asta, nu pot să nu închei chemându-vă să stăm în ridicație acum și să strigăm înaintea Domnului, să spunem: Doamne, lasă picuri de ploaie să ne răcorească. Inima noastră este prea uscată, este ca un bulgăre care nu mai știe ce să ia și ce să creadă. Lasă Duhul Tău cel Sfânt peste noi, lasă ploaia Ta Sfântă, Doamne, peste noi. Haideți să ne unim în rugăciunea aceasta și să cerem, să strigăm înaintea Domnului: se aude vuiet de ploaie, lăudați să fie Domnul, să intrăm în această rugăciune.